Discuția prinsă la Bruxelles despre interzicerea înscrierii de noi mașini cu ardere internă începând din anul 2035 pentru a ajunge în stadiul în care să existe emisii zero de dioxid de carbon. S-a votat în plenul Parlamentului European acest lucru, dar doar la o primă lectură, nefiind o decizie finală în acest sens. Europarlamentarul hunedorian Iuliu Winkler a declarat pentru Hunedoara 1 că a votat împotriva acestui regulament, care practic ar însemna ca doar mașinile electrice să mai circule pe drumurile patriei și nu numai. S-a votat, dar s-a votat în prima lectură în Parlamentul European, adică nu avem încă o decizie finală. A fost o dezbatere extrem de intensă. Eu și, în fine, UDMR, dar și eu personal, am votat împotriva acestui regulament. De ce pentru votat că, împotriva? Pentru că acest regulament prevede emisii zero după 2035. Nu s-ar interzice mașinile cu motor cu ardere internă, ci s-ar interzice după 2035 înscrierea de noi mașini care să fie altfel decât cu emisii zero. Emisii zero înseamnă doar o singură tehnologie, și anume mașini electrice. Toate celelalte mașini, chiar dacă ar fi extrem de economicoase, extrem de puțin poluante, ele nu au emisii zero. Și aici, pe mine, și eu le-am spus colegilor treaba aceasta în Bruxelles, în Parlament, în dezbatere și pe coridoare și peste tot, aceasta este metoda de decizie comunistă. Înseamnă că în câțiva ani mobilitatea devine un lux. Nu mobilitatea aceea că mergem la pescuit duminică sau, eu știu, turismul sau, ci mult mai importantă este mobilitatea care îți permite să mergi la lucru, să faci naveta, să-ți duci copiii la școală, să funcționezi cu o mică afacere, să ai o furgonetă sau, eu știu, două mașini pick-up și să derulezi cu ele o chestiune, o mică afacere,